După numeroase campionate naționale, regionale, europene și mondiale de karting, finlandezul Kimi Raikkonen, născut pe 17 octombrie 1979, debutează la 20 de ani în întrecerile de monoposturi. Primul contract cu Formula 1 se produce în 2000, când este invitat la o sesiune de teste alături de echipa celor de la Zauber. Raikkonen, care trecuse de la monopostul de 200 de cai putere la cel de 800, dovedește o maturitate ieșită din comun, un talent extraordinar și reușește încă din primele tururi să se ține la o secundă în spatele lui Schumacher, liderul Formulei 1 în acea perioadă. Din prima etapă a sezonului 2001 și până la sfârșitul perioadei de contract cu Zauber, pilotul finlandez ajută echipa din care a făcut parte să urce pe locul al 4-lea la constructori, cea mai bună performanță a lor. Pentru Kimi urmează noi semnături, cu McLaren la un an după debutul în Formula 1, un precontract cu scuderia Ferrari și apoi debutul în 2007 cu această echipă, debut prilejuit de Marele Premiu al Australiei 2007. Din 2011 poartă negocieri cu cei de la Williams, dar neajungându-se la o înțelegere, finlandezul semnează în cele din urmă cu echipa celor de la Lotus, iar din ianuarie anul următor, în campionatul mondial de Formula 1, devine coechipier cu pilotul francez Romain Grosjean. Revenind însă la anul 2007, cel mai important an din cariera lui Raikkonen, trebuie spus că pilotul, în echipa scuderiei Ferrari, cu 110 puncte acumulate, încheie sezonul competițional și devine campion mondial. Probabil de neuitat pentru finlandez vor rămâne prestațiile din Brazilia și de la Monte Carlo. Good start by Raikkonen. Alonso not so well away, but he's fighting him. He's looked on the inside and on the outside. Fisichella has jumped Webber and so has Chulli. The two Williams are side by side up the hill. A terrible start for Mark Webber, but that's great news. The one follows through. It looks like. Ca un paradox parcă, aflat în echipa McLaren-Mercedes, în 2005 cu 112 puncte se clasează pe locul 2 în clasamentul general, iar cu 207 la Lotus în 2012 prinde în clasamentul general doar poziția a treia a podiumului. Pentru Kimi Raikkonen, performanța obținută în 2007 rămâne cea mai importantă, finlandezul dobândind, deci, doar un singur titlu de campion mondial.